dragi telespectatori, și astăzi la Folclorul sub lupă, pentru că m-am gândit să invit o artistă deosebită, iubită de marele public, tânără și cu o experiență de viață și frumoasă, dar și încercată. Am ales-o pe Oana Tomoiagă, care a acceptat invitația noastră și astăzi vine pentru prima dată să povestească despre lucrurile care au maturizat-o și care au adus fericirea în viață și înțelepciunea de a gândi și a fi ceea ce este astăzi. Eu sper din suflet ca, dincolo de prietenia mea cu ea, să vină în fața telespectatorilor, în fața dumneavoastră, să vă facă aceste mărturisiri, aș spune eu, cu totul și cu totul specială. Haideți cu mine să vedem dacă reușim să scoatem aceste lucruri chiar de la ea. O cunoașteți de la televizor în foarte multe apariții TV, este o moroșancă vestită, iubită de marele public și astăzi a venit să ne facă dezvăluiri în exclusivitate și spun asta fără modestie, pentru că e pentru prima dată când o veți cunoaște cu adevărat pe Oana Tomoiagă, dincolo de modul în care ați cunoscut-o ca artist și ne va povesti viața ei de până acum, aici într-un cadru frumos la restaurantul Alexia Garden. Bună, Oana, și bine ai venit la Folclorul sub lupă! Bună, draga mea, bine te-am găsit, bine am regăsit telespectatorii care ne urmăresc cu mare drag și curioși, cu siguranță. Draga mea, vreau să spun că este destul de ciudat să-ți oferi ție un interviu, pentru că tu ești prietena mea și deja ne cunoaștem și ne cunoaștem viața, fiecare așa în parte. Ne cunoaștem și părinții dincolo de toate. Și părinții, s-a legat o prietenie frumoasă, iată, da, prin intermediul televiziunii Edno, că așa ne-am cunoscut. Și mă bucur tare mult că ești un om extraordinar. Îți mulțumesc. Și sper din suflet să fie un interviu așa, pe placul telespectatorilor, să, de ce nu, să afle lucruri pe care probabil n-au avut cum și de unde să le afle până în prezent. Oana, tu ai avut o copilărie frumoasă, ai o soră minunată, ai o mamă deosebită care te-a susținut încă de copil, aș spune eu. Și un tată minunat. Toată lumea vorbește doar de mama. Pentru că mama este genul acela de persoană sociabilă, după cum am cunoscut-o, care se afirmă, care întotdeauna vrea să fie sufletul oricărui eveniment, dar în sensul bun. Adică oamenii să plece de la dumneai și pe această cale o salut cu impresii frumoase și cu revenire în locurile unde am fost și noi cazați. Dar aș vrea să ne spui câte puțin despre copilărie ta și ulterior să ajungem la subiecte pe care numai noi le vom ști și împreună cu telespectatorii în ediția de astăzi. Da, draga mea, o să încep cu mama, că ai vorbit despre ea atât de frumos și până la urmă sunt rodul iubirii dintre cei doi părinți ai mei. Mama, într-adevăr, este un om extraordinar, o femeie foarte puternică, o luptătoare și cred că i-am luat așa foarte mult din caracterul ei, deși seamăn cu tata foarte mult fizic. Avem o față așa rotundă ca un măr, ca așa-s moroșencele. Vreau să spun că am o soră mai mare și mama și-a dorit un singur copil. Nu am fost un copil dorit de mama. În schimb, tata este înnebunit și în ziua de astăzi după fetițe. Și în momentul în care a rămas însărcinată, mama a zis, era supărată, aoleu, mai am un copil, eu nu doream decât un copil. Și tata i-a zis, știi ceva, păstrez copilul, că el nebunit, ți-am zis și acum, după copilaș. Și bineînțeles că mama a încercat să scape de ea de sarcină, să ridice de dulapuri, să-și facă baie fierbinte. Intenționat, că a zis, vreau un copil. Și într-un final n-a ieșit cum a vrut ea. Ne aude acum, asta este. Dacă suntem sub lupă, spunem adevărul, nu mințim poporul cu televizorul. Și asta este. Păstrăm copilul, dar măcar să fie băiat. Dar vezi, spuneai de mama ta că a fost o luptătoare, dar tind să cred că lucrul acesta l-ai dobândit de la dumnei, pentru că ai luptat ca tu să vii pe această lume. O, da, și întotdeauna mi-a ieșit cum am vrut. O să-ți povestesc și mai pe parcursul emisiunii. Ca să-ți dai seama cât de mult seamăn cu mama și chiar avem așa o glumă între prieteni, când deja mă enervez și devin vulcanică, deja le zic, stai cu minte că deja iese călina din mine. Și mama a zis, da, măcar să fie băiețel. Și așa nici băiețel atât minunat a ieșit, că pe vremea respectivă nu existau atât de multe metode de a afla sexul copilului și așa mai departe.
Pe lângă că am fost fetiță, am fost și urâtă, dar foarte urâtă. Și mama are o prietenă aici mai bună, pe care am iubit-o foarte mult și o iubesc foarte mult. A venit să mă vadă, bineînțeles, că născuse Călina. Și în momentul în care m-a văzut, eram neagră, fără sprâncene, urâtă și făcea mama: azi, mama, atât de urât ai fost, nici nu pot să-ți explic. Și a venit prietena ei și a zis: Doamne, tu, Călina, tu te-ai uitat la mine și nu ți-ai adus aminte? Știi că e vorba aia, când ești însărcinată, să nu te uiți la ceva urât, că vezi, Doamne, o să fie și copilul așa. În fine. A trecut timpul, m-am făcut mai frumușică, dar nu exagerat de frumoasă. Întotdeauna sora mea a fost peste mine și în ziua de astăzi este o finuță și o scumpă și o drăguță și o feminină. Eu am fost băiatul casei. Eu jucam fotbal, eu mă băteam pe stradă cu copiii, aruncam cu pietre. Eram băiat în toată regula. Deci fetiță, să spunem, ca și sex, dar din punct de vedere al caracterului și personalității, da, erai total... Vreau să spun că și hăinuțe. Sora mea avea hăinuțe roșii roz, eu aveam verde albastru. Eu eram întunsă, știi cum era pe vremea aia? Nu bob. Nu mai știu cum se numește. Castronul ăla, de-l puneai pe cap și te lua la forfecă. De ce? Că nu-mi puteam amas, nu stăteam la pieptănat, la codițe, la... Și prietenii mei, bineînțeles că erau băieți. Deci nu suportam fetițele, erau prea muțuite, prea răzgoiate, răsfățate. Numai cu rochii. Și să știi că în viață m-a ajutat și în ziua de astăzi vreau să zic că am prieteni băieți și am învățat să fiu puternică, am învățat să gândesc ca un bărbat, știi? Comportă-te ca o femeie, dar gândește ca un bărbat. Da. Iar prin clasa 6-a, dacă nu mă înșel... prin clasa 5-a, 6-a, începusem să merg la un ansamblu de copii. De ce? Pentru că unchiul meu cântă la vioară și la noi părinții mei au 40 de perechi de fin. Și de Sfântul Grigore se adunau toți să-l colinde pe tata, cecerașii satului, petreceri. Ei, eu nu stăteam niciodată cu copiii sus în cameră să mă joc, eu stăteam jos, să văd, să dansez, să cânt, să nu știu ce. Îmi plăcea întotdeauna să fiu în centrul atenției. În ciuda faptului că pasiunea ta, hobby-ul tău, era fotbalul. A fost, gata, nu? Eram și dinamovistă la un moment dat, aveam și camera roșu-alb și lenjerie de pat și absolut tot. Bun. Mama m-a dat la un ansamblu de copii unde mi-a plăcut foarte mult pentru că aveam activități, plecam, dar începusem să iau în serios pentru că profesoara mea de muzică, doamna Stoica, întotdeauna îi zicea mamei: vedeți că Oana este foarte talentată, este... Pot să zic că ea a fost primul om care, căruia i-am atras atenția. Și am început să mă duc și la festivaluri, bineînțeles, la concursuri de copii. La... Ai mei aveau o situație financiară foarte bună și m-au susținut foarte mult. Acesta este adevărul, că de curând am filmat un reportaj la o altă televiziune și am filmat acasă la părinții mei și să vezi comentarii: Doamnele, de unde câștigă artiștii? De unde fac artiștii bani dacă ne-am plătit impozitele? Oameni buni, am spus că este casa părinților mei. Eu nu adun averi, eu mă distrez, eu plec în vacanțe de toți banii. Da, și la un moment dat, nu mai știu să zic exact ani și așa, am cunoscut-o pe doamna Murioara Murărescu, tot așa prin prisma concursurilor. Și eu îi ziceam mamei în clasa 7-a, nu știu dacă ți-amintești, pe vremea era o trupă, cred e și acum, Bambi. Da, acum. Și era piesa cu Doi Ocăprui. Iubeam și eu cândva Doi Ocăprui. Mă uitam la televizor și la un moment dat o văd pe Denisa spunând că sunt elevă la liceu de muzică din Lipati, din București. Și eu i-am zis: mama, acolo mă duc eu la liceu. În condițiile în care sora mea voia să plece la liceu în Baia Mare și mama a zis: e prea departe de casă, la 2 ore. Cum să mergi acolo? Nu știu ce. Și eu i-am zis: mami, eu acolo merg la liceu. Și mama a zis: nu mergi nicăieri, cum să mergi tu un copil la București, să nu știu ce. Bun. Am avut o relație specială cu doamna Murioara, care m-a promovat foarte mult și m-a ajutat enorm de mult la început. Și la un moment dat îi spune mamei, cum era ea foarte pătăioasă așa în vorbă, adică ea te suna și îți spunea: nu tu bună, nu tu ceau, nu tu la revedere. Te suna și îți spunea: joi nu știu când, avem filmare nu știu unde. Și rămâne așa, știi, nu apucai să zici nimic. Era foarte haioasă prin stilul ăsta al ei, direct. Și eram la dânsa la București și i-a zis mamei: Oana o să facă canto cu Gavril Purnoiu. La care mama n-a comentat nimic, bineînțeles, și îmi spune mie: notează adresa.
Principatele, tra-la-la-la-la, liceul de muzică din Ulipati. Băi, de-aia zic că întotdeauna am gândit pozitiv. Puterea și întotdeauna mi-a ieșit cum am vrut. Eu am notat, m-am uitat la mama, m-a bunit râsul, noi ne înțelegeam din priviri, știi? Și uite, așa am ajuns să fac liceul de muzică la București. Mie nu vine să cred că până la urmă au stat lucrurile cum ți-ai dorit și cum ți-ai propus. Întotdeauna, și am fost un om, vreau să zic că, sincer, nu sunt un om care să mă duc în fiecare duminică la biserică sau să mă duc să mă etalez acolo, să mă vadă lumea cum se mai întâmplă, din păcate, în ziua de astăzi. Dar, în schimb, încerc să fac lucruri frumoase și îi simt prezența lui Dumnezeu în viața mea în fiecare clipă. Și, apropo de ce spunea de copilărie, eram micuță, 6-7 ani, și eram la bunica mea în fața casei. Și stăteam în mașină, nu știu ce, nu mai știu ce făceam, îmi plăcea mie să stau în mașină. Și mama mi-a zis, nu cumva să traversezi strada fără să te asiguri. Și eu, aiurită cum eram și băiețoasă, în loc să mă uit așa, m-am uitat sus și jos, știi? La Dumnezeu și da, în pământ. Și vreau să zic că a venit un camion, a intrat în mine, dar nici nu... Eu nu știu ce s-a întâmplat, nu am realizat absolut nimic, decât pot să spun doar atât că m-am trezit cumva foarte aproape de roata camionului. El a intrat în gardul din dreapta, din gardul vecinului. El și-a făcut camionul praf și eu n-am avut nimic. Dar nici măcar o zgârietură la vine. Și atunci am zis, n-ai cum, adică a fost mâna lui Dumnezeu și de asta spun că îi simt prezența lui Dumnezeu în viața mea în fiecare zi, pentru că mă iubește, pentru că m-a făcut să nu trec prin, cum să zic, ca orice om am trecut prin perioade dificile, pentru că este normal, așa este viața. Dar n-am avut lucruri atât de tragice în viața mea și de asta zic că sunt un om norocos și fericit. Și iubit de Dumnezeu. Dar ce vârstă aveai atunci când s-a întâmplat cumpărul? 6-7 ani. Și chiar și acum când mă întâlnesc cu domnul respectiv, spune, mai țin minte când am avut accidentul, de seama, el era foarte speriat, nu știa, eu m-am ridicat singură și m-am dus în casă. Și omul săracul nu-și revenea din șoc. A venit în casă, mama panicată. Păi mie îmi povestesc și sunt eu șocată de întâmplare și mă gândesc, doamne, parcă zici că te-ai născut a doua oară atunci. Da, da. Și să revenim. Să nu ne întristăm, că nu-mi stă mie în caracter să mă întristez. Venit la București. După cum spuneam, eram un copil foarte răsfățat, eram un copil alintat de tata, de mama nu. Mama a fost oameni bun. Câtă bătaie am luat eu de la mama într-o serie, n-ați luat voi toată viața voastră. Deci mama era la vinea, știi cum? Se băteau copiii în uliță. Măi, ea nu întreba ce s-a întâmplat. Sau ea care mă chema jap, două palme și pe urmă întreba că știa că sigur eu sunt capul răutăților. Deci mama a fost... Mă rog, ăsta a fost modul ei de a ne educa și modul ei de... Și uite că n-ai rămas frustrată deloc de treaba nu, asta. Nu, și unde dă mama crește și a crescut peste tot. Doamna nu. Călina, aveți drojdie bună de s-a întâmplat așa? O, da. O, da. Și vreau să zic că după ce venisem la liceu la Dinu Lipati, de seama, eu fiind un copil răsfățat și un copil căruia nu îi lipsea absolut nimic, eu am venit și am stat primul an, fiindcă aveam 14 ani, nu puteam să stau singură în chirie sau așa, pentru că urma sora mea să vină la facultate și cumva să mă mut cu ea, știi? Și atunci am stat la căminul liceului. Dar ea trebuie să se mute să-și mute sau să schimbe dorința de a merge la Baia Mare în București? Nu, ea voia să meargă la Baia Mare la liceu. Deja a făcut liceul acolo, la, dar urma liceul studiile de sus lângă superioare. Noi. Exact, și urma să vină la facultate la București. Deja era adult. Oarecum. Și am ajuns eu la cămin, de seama, dintr-un copil răsfățat, m-am uitat eu acolo, paturile, ca la spital. Mama era în Grecia în vacanță și o sun pe mama și am început să plâng. Eu nu stau aici, mie nu-mi place. Mama mi-a spus foarte scurt și foarte tranșant, nu-ți convine, draga mea, la ora 5 ai tren să te întorci la Maramureș. Mi-a închis. Și a zis, acum ce fac? Au rămas, aveam încă 3 colege de cameră, foarte faine, am renovat noi camera și un an de zile am stat la cămin. Dar, plecate de la țară, am ajuns în capitală.
Și începusem să fac o gașcă de prieteni cu care mai chiuleam de la ore, mergeam în parc, la cafele, la nu știu ce. Făceam absențe. Și vreau să zic, când venea mama la școală, o cunoșteau de la portar până la director. Mama, care, de altfel, este foarte atentă la modul în care apare. Deci pe mama, dacă o căutați și s-a trezit, ea până nu se dă cu cremă pe față, până nu-și face ritualul ei. Ritualul ei, ea nu coboară. Deci nu aveți decât să așteptați cât dă domnul. Mama cu blană, cu tocuri, cu nu știu ce vine la școală. Și catalogul. Și colegii mei erau, a venit mama ta la școală. Erau panicați și ei deja, tu dai seama ce frică băgase noi. Și lua mama catalogul. Aici absență, aici absență. Măi, făcusem multe absențe în primul an. Deci foarte multe absențe. În anul de liceu, în clasa 9. În primul an, da. Pentru că îți dai seama, eu am luat așa, gata, fata e de capitală, hai să ne distrăm. Dar eram totuși deșteaptă, că nu lipseam de la canto o teorie muzicală, pentru că știam că acolo imediat proful o să o sune pe mama și află. Lipseam de la română, dar se adunau absențe. Măi, și m-a bătut la vinea mama în sala domnului profesor Gavril Brunoiu cu un numeraș de plastic până la rupt. Și s-a rugat profesorul de-a și a zis, doamna Carina, vă rog să nu mă loviți, vă rog. Măi, eu n-aveam niciodată, eu râdeam, nu mai știam acum să mă ia, măi, Oana, m-o luat și cu frumosul și cu râtul și... În fine, anul următor a fost foarte... Deja devenisem premiantă, păi mi-erau frică de mama, știi cum? Mi-a zis în clasa 12, mi-a zis, dacă nu cumva iei bacul, fii atentă, dacă nu iei bacul, vezi statuia cu Udinul Ipatic? E acolo să fie cam la țepe și capul tău băgat. Și eu că eram speriată cu două luni înainte, n-am ieșit din casă, deci am învățat, până am luat bacul și cu notă mare. Da, și a fost... Asta și când vrei statuia lui Udinul Ipatic. Oh, da, să-ți mai zic o... Parcă te și vedeai acolo cum o să ai statuia lui Ana Tomoiagă. Da, deci sora mea cumva întotdeauna mă aprecia foarte mult, pentru că eu eram... Aveam un caracter și un temperament foarte aparte și foarte puternic și întotdeauna eu trebuia să-mi spun punctul de vedere, știi? Sunt și tăuroaică, deci... Și aveam... Mama murea când îi comentam, când îi răspundeam urât înapoi, dar urât. Eu întotdeauna trebuia să-i întorc vorba, știi? Pentru că eu nu pot să tac. Dacă eu simt că am dreptate, eu trebuie să spun. Și mama zicea, avea vorba ei la vinea, lasă că ți s-a coborât militaria din pod. Măi, toată viața am fost speriată de militaria aia din pod. Dar auzi, nu pe mine, nu mă interesa că mă bate, că nu știu. Îi zicea lui sora mea făcea, te rog, liniștește-te că iar ți-o iei de la mama. Și zicea, o bătaie în plus, un an minus, tot acolo sunt. Dar știi cu ce mă amenința? Nu-ți mai dau bani. Deci la mine toate pun la bani. Când îmi zicea că nu mai îmi dă bani, gata, am picat cerul în cap. Eram în depresie totală, cum să nu mai îndeam bani, știi? Și la un moment dat mi-aduc aminte, sora mi-a învățat pentru examen la facultate și mama tot așa, lasă că ți s-o coborât militaria, că nu-ți mai dau bani, că te iubesc, mami, știu că te iubesc la noi, că ți s-o coborât militaria, că nu știu ce. Și la un moment dat eu plângeam așa lângă sora mi-a învățat, de la care eu, oricum, mie nu mi-este frică de nimeni în lumea asta, numai de șoareci, că am o fobie. Și sora mi-a învățat, taci că ți-o iei. Da, a fost foarte interesant. Uite, acum știi că eu oricum sunt genul care fac haz de necaz și mi-a prins bine pentru că a reușit să mă țină în frâu, știi? Păi da, eram... venită și la capitală puteai oricând. Da, și eram și la vârsta în care toți știi că toți adolescenții devin rebeli de la 14 ani. Au senzația puțin, că lumea e a lor. Cel puțin eu văd cu copilul meu care are 6 ani și îi spun, mami, ești ca un hamburger, te-aș mușca, te-aș mânca, te-aș... Și el îmi spune, da, așa și... Oricum, toate mamele spuneți așa despre copiii voștri, deci el oricum nu este impresionant de nimic. Și asta zic că a fost frumos. Uite, acum că au trecut anii, am amintiri foarte frumoase și totuși m-au format destul de bine. Știi, m-a ținut în frâu și m-a ajutat. După perioada liceului, în care am legat prietenii foarte frumoase și în liceu, am reușit să îmi lansez primul meu album de cântece, album creat de către regretatul Vasile Barani, pentru că din păcate de foarte puțin timp s-a dus în lumea celor drepți dintr-o boală foarte actuală și a fost un șoc pentru muzica
pentru întreg Maramureșul, pentru că domnul Vasile Baranie a compus șlagăre, pot să spun, și mi-a compus și cântecul care pe mine m-a făcut, a început să mă facă cunoscută, Câte dor în muncunjoară, până în cer aș face scară. Un cântec care a chiar avut succes și la ora actuală vreau să zic că cel puțin în Maramureș nu există nuntă fără acest cântec și îl cânt și de 5, 6, 7 ori. Și toată sala, nu știu dacă ai fost vreodată la o nuntă în Maramureș, chiar te iau cu mine la primul eveniment, când o fi să fie, să vezi cât de fain toată lumea cântă, toată lumea îmbrăcată în costum popular, sunt veseli, chiar mi-e dor de perioada nunților, pentru că m-am săturat să văd oameni triști, oameni cu măști, oameni... Sperăm să trecem cât mai repede peste tot ce s-a întâmplat. Și revenind la perioada liceului, deja era clasa a 11-a când lansam primul meu album și cumva am început foarte serios să mă remarc în lumea muzicii populare. Deja mă și formasem în liceu pentru că studiam muzica și s-au legat prietenii frumoase. Atunci mi-am cunoscut Gașca. Gașca veselă, pe care o cunoști, Valentin Sanfira, Gabriel Alexandru Dumitru. Brădățan, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan, Paula Nanie, Ancuța Corlățan. Ancuța Corlățan. Ne-am... Păi Gașca e invitată la Folclorul sub lupă, da? O lansez acum și la direct invitația, așa da. Că să le transmit. Cu siguranță ne urmăresc. Și am devenit mai mult decât prieteni. Deci faptul că doamna Elize Stan și doamna Silvia Macrea au conceput proiecte în care noi am fost prezenți. Ele ne-au învățat un lucru foarte important. Înainte de a fi artist, înainte de a te afirma, înainte de... trebuie să fii om. Și cumva s-a format o familie. Deja eram mereu împreună, deja ne cunoaștem, am învățat să ne... Bineînțeles că la început eram cu certuri, cu Gabi, ne certeam de nu mai vorbeam 2-3 zile, plecați cu bagajul la ușă, el cu cheia, stai, nu pleca, după aia ne plecam cu plânsete, că eu sunt prietenul tău, că eu sunt prietena ta și îți vreau binele. Și... adică au fost și lucruri de... Era spune exact o relație frățească, dacă da. Stau să mă gândesc. Și dumnealor v-au creat sau v-au format în a aborda titlul acesta de generația de aur pentru cei tineri, eu așa atins să cred. S-a făcut pielea de găină, la cum ai spus acum. Îmi place cum sună. Da, da. Asta li se datorează întru totul. Și uite că pe lângă prietenie ne-am și încumătrit, ne-am și botezat, ne-am cununat, ne-am între noi și suntem o familie de-a dreptul. Și mă bucur tare mult că există. Eu sunt un om dependent de oameni, un om... adică dacă acum mi-ai pune o întrebare de ce mi-e frică, mi-e frică de singurătate. Eu nu pot să fiu singură. Eu trebuie să fiu înconjurată de oameni, de prieteni, să transmit. Prietenii mei spun mereu că ai o energie pozitivă pe care o emani și sunt dependentă de ei. Pur și simplu, de familie, de oameni, de prieteni, de viață, de trăiri. Pentru că până la urmă, ceea ce eu fac, să știi că am avut momente în viață în care am fost tristă, pentru că, după cum bine știi, nu este totul roz. Este foarte greu, exact ce spuneam mai devreme, că doamnele respective pe Facebook lăsau comentarii. Cum? Că artiștii fac o grămadă de bani, dar nimeni nu știe ce se ascunde de fapt în spatele unei cariere. Câte nopți nedormite, câtă investiție financiară și de toate felurile și trăiri și se întâmplă în viață să te trântești de situații în care ți-e greu, în care oamenii, n-aș vrea să le zic că sunt răi, sunt dificili și atunci e greu. Eu am avut momente în care am simțit că nu e ceea ce vreau să fac, pentru că nu este viața pe care eu mi-o doresc, că vreau să fiu fericită, nu vreau să fiu într-o tensiune totală și întreb, că se mai întâmplă din păcate, dar am învățat de-a lungul timpului să gestionez situația foarte bine, să-mi gestionez trăirile și să trec peste. Și aici este momentul adevărului, să spun așa, nu că n-ai fi spus până acum, dar după ce ai terminat liceul, ți-ai urmat studiile, a venit și momentul în care să-ți cunoști jumătatea, pe sufletul pereche, la vremea păi aceea. Și cum să-l numesc acum? A, la vremea aceea, da? La vremea aceea, deci continuăm așa treptat, o luăm pe capitole. Da. Știu că nu ți este foarte comod subiectul. Mi este foarte comod, să știi, draga mea, uite, vreau să spun acum foarte deschis, că
am fost invitată de multe ori în foarte multe emisiuni să vorbesc despre. Am refuzat, dar tu ești prietena mea cu care pot să vorbesc foarte deschis. Și știu că telespectatorii postului Etno sunt la sufletul nostru și de fapt acesta este publicul meu, nu un public dintr-o altă zonă artistică sau așa mai departe. După ce am terminat facultatea, la 22 de ani, într-adevăr, m-am căsătorit foarte rapid, pentru că eram copii amândoi. Și pentru că tu, cum ai zis la începutul emisiunii, și dăm voie să fac o paranteză, eu tot ce mi-am propus am reușit. Exact. Eram copii amândoi și, cum să zic, nu a fost ceva plănuit. Nici măcar n-am fost cerută în căsătorie, a fost doar o simplă discuție în care am zis, hai mă, să facem nuntă, eu, spus. Și la care fostul meu soț a acceptat și ne-am căsătorit în câteva luni, nu știu dacă a fost un an de zile și mă bucur tare mult, să știi. Mă bucur tare mult și mă bucur de tot ce am trăit în viața asta. De ce? Pentru că mereu ai de învățat. Întotdeauna ai ce să înveți și de la un om mai mare și de la un om mai mic și de la un copil. Și căsătoria mi-a adus cea mai mare fericire a vieții mele, pe care o am în prezent, băiatul meu Vlad, care este un copil extraordinar, un copil special, un copil minunat și dacă sper să nu se uite la noi pentru că mereu mă ceartă. De ce spui despre asta despre el, mine? De ce? Nu știu ce. Căsnicia noastră nu a durat foarte mult timp, 3 ani de zile, 3 ani jumate, ceva de genul acesta. Dar de ce ți s-a pus țepata, Oana, să te căsătorești? Așa am simțit atunci. A fost dragoste la prima vedere? Nu, ne știam de mici. Suntem și vecini, oarecum. Ne știam de mici, doar că nu ne-am văzut o perioadă lungă, după care ne-am reîntâlnit, am și colaborat, el, fostul meu să scânte la vioară. Și uite, așa a fost să fie. Și cred că nu a fost nimic întâmplător, totul a fost cu un rost. Căsnicia a fost frumoasă cât a fost, la un moment dat ne-am dat seama că nu mai gândim la fel, nu mai avem aceleași idealuri. Eu nu voiam să locuiesc la Maramureș și el nu voia să plece în altă parte. Și deja începuse așa o tensiune între noi și am hotărât de comun acord că mie nu mi se pare normal să crești un copil în certuri și în scandaluri. Pentru că un copil este bine atunci când mama este bine și atunci când tata este bine. Ce vârstă avea Vlad când ați hotărât? 2 ani. Era micuț. Nu a reușit să simtă foarte mult. În schimb, așa cum a crescut pe parcursul vieții lui de până acum la 6 anișori, au mai fost întrebări. Bineînțeles că îți dai seama că mai aude și el și din alte părți povești legate despre noi, despre căsnicia mea cu... Mai ales că sunteți persoane publice amândoi, exact. Și atunci dar se speculează. Dar întotdeauna am privat și întotdeauna îi vorbesc foarte frumos despre tata lui și el la fel. Avem chiar o relație amicală foarte bună, tot ce ține de Vlăduț colaborăm. Îi respect foarte mult părinții, o respect foarte mult pe mama lui, care este un om minunat. Și știu că o perioadă de timp Vlăduț a stat și la dumnealor acasă. Nu, și în prezent copilul se împarte, stă și cu mine, stă și cu el, stă și cu ai mei, stă și cu ai lui. Și o respect foarte mult pe mama fostului meu soț, pe mama Mărie, că așa îi spune Vlad, pentru că m-a ajutat foarte mult. Știi foarte bine că în cariera pe care mi-am ales-o, ai nevoie de timp să te ocupi de carieră și ți este foarte greu să te împarți între copil și toate activitățile de zi cu zi. Iar dânsa m-a ajutat foarte mult. Țin minte, veneam de la evenimente și ca să nu îl aud pe Vlăduț că plânge, mi-l lua și îl ducea în camera ei. Un lucru pe care, nu știu, cred că puține soacre fac acest lucru. Și nu am altceva de făcut decât să o respect pentru tot restul vieții. A devenit, știi cum, a devenit un om special și va fi întotdeauna. Și de asta spun că am refuzat invitațiile la alte posturi TV, pentru că nu am ce să zic rău și știu că se caută lucruri picante, certuri,
scandaluri. Nu am dar ce nu să ați avut tensiunea în momentul divorțului? Da, adică normal, ați avut, bănuiesc, și contraziceri și... Normal că au existat, normal că altfel nu ajungeam aici. Chiar mă întrebau, la un moment dat eram foarte obosită, eram obosită de întrebări. Unde mergeam? Ați divorțat. A, dar ce frumos sunteți. Dar nimeni nu știe ce se ascunde în spate. Fiecare om are calități, fiecare om are defecte. Toți suntem oameni, toți suntem egali și sper că această pandemie care a venit peste noi să ne trezească la realitate că de fapt suntem egali în fața lui Dumnezeu. Nimeni nu este mai sus, nimeni nu este mai jos. Toți avem trăiri, toți avem supărări, toți avem momente de fericire. Și de asta nu am permis și nu permit nimănui și îmi doresc ca prin prisma acestui interviu oamenii să mă cunoască exact cum sunt eu. Un om energic, plin de viață, dar în același timp foarte asumat. Dar de unde crezi că vin, Oana, curiozitățile astea în exces și modul în care oamenii își doresc să intre în viața privată fără permisiunea lor? De la lipsa de ocupație, în primul rând. Te-ai gândit vreodată că au fost gurile sau oamenii în jurul vostru care s-au bucurat pe, pe seama întâmplării acesteia neplăcute? Sunt sigură că s-au bucurat o grămadă de, de oameni, pentru că, din păcate, așa e viața. Și cred că toți avem oameni care ne plac sau nu ne plac, ne doresc bine sau ne doresc rău, sau așa mai departe. Dar acest lucru nu m-a afectat foarte mult, doar că asta vreau să spun, am obosit, știi? După divorț, toată lumea m-a întrebat, de ce? Cum? Parcă te priveau cu milă. Păi care, da. Și eu le-o tăiam foarte scurt, este fix viața mea și este dreptul meu de a decide ce-mi doresc și cum vreau să se desfășoare activitatea mea pe pământul acesta, de orice fel. Și am învățat să nu judec, știi? Pentru că după divorț eram foarte tristă, dar tristă din ce punct de vedere? Pentru că orice fată își dorește să fie mireasă. Să aibă familie. Exact, să aibă o familie și nimeni nu își imaginează că o să se despoarte sau că o să se întâmple și lucruri urâte. Adică... fiind și copii amândoi, noi vedeam viața foarte roz. Dar Vlad, cum a perceput relația dintre voi? Adică l-ați asigurat că voi rămâneți părinți și rămâneți prieteni sau nu vă întreabă dacă a apărut cineva în viața voastră? Nu, nu. Vlad este un copil foarte inteligent, seamănă cu Mosa, normal. Și frumos ca tatălui, că este identic, este leit, zici că n-am fost prezentă. Așa? Nu m-a întrebat. El, eu am impresia că Atât de multă afecțiune, atât de multă simplitate, atât de mult adevăr și asta vreau să zic, orice mă întreabă, eu sunt foarte sinceră, nu-l mint cu absolut nimic și fiind foarte inteligent și copiii din ziua de azi, tu știi foarte bine, sunt... Așa discut și eu planetă, cu fiul meu, chiar dacă are 4 ani. Foarte deschis. Și atunci nu, plus că el a avut 2 ani când ne-am despărțit, deci n-a simțit o ruptură așa, hai ne mutăm, hai, și l-am luat treptat. L-am luat treptat și l-am lăsat în mediul lui, l-am lăsat să înțeleagă că nu se întâmplă nimic rău, că mami este mami și tati va fi toată viața, tati unul și singurul pentru el, pentru tot restul vieții, știi? Și atunci eu zic că am făcut un lucru bun, am reușit să fiu foarte, foarte prezentă, foarte sinceră. Dar există o persoană în viața ta, Oana? Draga mea, hai să discutăm și despre acest aspect. Primesc această întrebare nu știu de câte ori pe zi, pe Facebook, pe Instagram. Este normal, eu așa văd lucrurile normale în viață. Cu iubire, cu armonie, ai încheiat un capitol din viața ta, mergi mai departe, capul sus și nu trebuie să te oprească absolut nimeni și nimic. Să nu spese de ce zic oamenii, de ce zic ceilalți, pentru că întotdeauna gura lumii nu ascultă nimeni. Și plus de asta, lucrurile sunt atât de simple în viața aceasta și noi oamenii le complicăm atât de rău și atât de mult prin a ne face gânduri, să iei gânduri negative. De ce? Când, dacă cineva îți răspunde urât sau dacă cineva te supără, răspunde-i frumos. Pentru că o să vezi că că în momentul în care tu, e ca un bumerang, îi oferi bine și la un moment dat el o să se potolească. Și referitor la întrebarea pe care mi-ai pus-o mai devreme despre relație, primesc această întrebare foarte des. Mie mi se pare normal să fiu iubită, fericită, pentru că asta mi-am dorit. Și persoana cu care mă voi afișa în public, oficial, va fi soțul meu. Punct. Nu permit nimănui să intre mai mult în amănunte, pentru că
Eu sunt stăpân pe tot ceea ce trăiesc și pe tot ceea ce fac în fiecare zi. Și mi se pare foarte normal, însă îi vei face cunoștință și lui Vlad cu persoana pe care... Normal, asta dai seama că atunci când va fi și o să țin cont de părerea lui și de... Asta înseamnă că ești o mamă responsabilă. El este prietenul meu cel mai bun. Cât de frumos. Foarte mândru de el, foarte mândru de el. Este... Uite, acum hai să-ți povestesc o întâmplare foarte amuzantă. Dar știi ce aș vrea să mai spui până la întâmplarea amuzantă? Știu că ai avut un eveniment mai puțin plăcut chiar în momentul în care ai făcut nunta. Când ai fost pentru prima dată mireasă? Chiar dacă s-a finalizat căsnicia, așa cum ai spus puțin mai devreme, și uite că ați rămas în relații. Da, bune. Unul dintre invitați, din păcate, după dans s-a așezat la masă, avea probleme cu inima și... S-a așezat la masă, a ridicat paharul să bea un pahar de apă pentru că a obosit și efectiv a murit pe loc. Eu nu eram... Îți dai seama, a fost un șoc pentru mine pentru că toată lumea ieșise afară. El era întins pe jos și m-a ajutat foarte mult faptul că părintele Marius Ciprian Pop a fost staroste. Și știi că preoții văd altfel moartea decât o vedem noi. Și mi-a zis, Oana, eu am început să plâng. Eram... Că tocmai la evenimentul tău să se întâmple nu știu, mai târziu am luat mai târziu am gândit că poate a fost și un semn, poate... Nu știu, nu știu și crede-mă că am așa emoții când vorbesc despre acest aspect. Pentru că nu a fost ușor. Nu a fost ușor, dar am trecut peste moment atunci, pentru că eu, toată lumea știa că omul este bine. Că e în salvare și că și-a revenit. Acum fac haz de necaz, știi, părintele Marius Ciprian Pop îmi spunea, Oana, gândește-te cât de frumos a murit acest om. Și eu ziceam, părinte, a murit un om, că eu nu știam că e bine. Că și tocmai la nunta mea. Și tocmai la nunta mea, adică el zicea, hai să dăm artificiile. Cum să dăm artificiile? Că omul... Deci a fost așa o situație tensionată și o situație sensibilă. Plus că eu am ieșit afară, părinții mei au cununat copiii domnului care a decedat la evenimentul... din viața mea, cel mai important de atunci. Și când am ieșit, cumva mă uitam printre oameni, cât reușeam eu să văd, și aveau cămașa asemănătoare cu a tatălui meu, știi? Și a fost panica și mai mare. Eu credeam că e tata, până să văd, până să reușesc să văd ce se întâmplă. În fine, am trecut peste moment, toată lumea știu că s-a făcut bine și a doua zi... Mama știa clar că... Da, dar au încercat cumva să te protejeze și pe tine pentru a nu strica seara în care... Păi săracul a făcut infart, pentru că oricum el avea probleme cu inima și nu exista nicio metodă de a-l schimba lucrurile. Dar a trecut peste, n-am vorbit niciodată atât de mult despre... Ești un exemplu pentru oameni, să știu, Ana, pentru că ai o putere a gândului foarte mare și exact cum ai spus eu, tot ce mi-am propus să realizat pe mine m-a marcat plăcut lucrul acesta, la modul că trebuie să gândești pozitiv, exact cum ai zis. Chiar dacă, din păcate, mintea noastră e în continuă mișcare, gândim, ne facem planuri, care multe dintre ele nu se înfăptuiesc. Dar uite că... De multe ori e bine să gândești doar optimist, să gândești că orice lucru rău are o rezolvare. Întotdeauna, este atât de important, Doamne, deci... Dar de unde îți pleacă înțelepciunea asta sau cum ai stima de sine sau cum gândești de poți să ajungi la astfel de gânduri frumoase și optimiste? Mă cred că, uite, acum mi-ai pus întrebare la care îmi pun și eu o altă întrebare, de unde? Și cred că revin la povestea de la începutul emisiunii în care ți-am spus că simt că mă iubește Dumnezeu. Simt că... Să simt că o putere interioară. Exact. Și eu întotdeauna am fost foarte matură. Întotdeauna am fost... Am prietene mult mai mari decât mine, știi? Întotdeauna am fost matură și cumva viața m-a călit, să zic așa, știi? Am avut întâmplări din care am reușit să învăț. Și cred că asta înseamnă inteligență. Cu siguranță. Și modestie. Am observat că funcționează. Știi? Adică... Ce nu te doboară, te întărește. Exact. Când am avut momente așa foarte grele în care am gândit negativ, parcă m-am dus mai rău în jos. Și atunci am zis stop. Și asta pentru că sunt foarte puternică și iar revin la faptul că semăn foarte mult cu mama. Cea care m-a ajutat foarte mult să trec peste multe momente din viața mea, fie bune, fie rele, ea a fost întotdeauna în spatele nostru. Dar ți-ai condamnat vreodată alegerile pe care le-ai făcut? Nu, niciodată. Și nu o să o fac niciodată.
Și nici n-ai avut sentimentul de a-ți face reproși tu singură? Nu. Absolut deloc. Pentru că, acum vorbesc strict de divorț, pentru că dacă nu se întâmplă așa, nu exista Vlad. Și atunci viața mea ce sens avea? Toate vin cu un scop, iată. Cariera e frumoasă o perioadă, e frumoasă și la bătrânețe, dar vin alții din urmă și trebuie să-i ajuți și trebuie să-i susții și trebuie să știi că acesta este cursul vieții și, de fapt, tot ce se întâmplă pe pământ este doar un test. Nu este nimic. Nu rămâi cu nimic, nu duci nimic cu tine în cealaltă lume decât amintirile frumoase, tot ce ai trăit frumos și atât. Nu există bani, nu există absolut... Așa văd eu lucrurile, nu știu. Deși am fost un copil căruia nu i-a lipsit nimic. Știi? Și uite că ești exemplu cert al faptului că și din familii avute, să spun așa, un termen relativ potrivit, se nasc și cresc și copii reușiți. Pentru că s-a făcut o generalizare de multe ori că în familiile în care există posibilități financiare, copiii nu sunt la fel de reușiți, dar eu cred că aici o mare influență și o amprentă deosebită au părinții, la modul cum te educă. Da, știi, la noi a fost, și la mine și la sora mea a fost așa, întotdeauna o balanță. Tata a fost preferatul, mama a fost, știi, capitanul. Și cumva ne-a ținut echilibru, că tata ne răsfăța foarte mult, mama deloc, știi, mama tranșant. Și... tata este punctul meu sensibil, știi? El întotdeauna, săracul, poate că n-a știut să ne arate iubirea lui prin vorbe sau prin, nu știu, prin... El ne arăta iubirea în sensul că dacă eu îi ceream ceva, de regulă lucruri financiare, că săracul și acum mi-a zis, măi, dacă nu erai tu, eram milionar la ora actuală. El ne arăta dragostea prin recompensa, prin a ne îndeplini orice dorință. Deci eu, dacă îl sunam și spuneam la un moment dat, îl sunam pe tata și el nu mă întreba, săracul, nici ce faci, nici bună, nici cât vrei. Deci el se limita tot așa. Dar oare nu se pare rău că poate n-ați vorbit mai mult și despre iubire și câteodată doar îl... Ba da, și mi-ar plăcea, să avem și acum, de ce nu? Pentru că eu și acum mă pun la el în brațe, îl pupăcesc, sunt ca un copil. Recuperezi timpul în care îl sunai doar pentru interes. Eu sunt, știi cum, eu sunt un copil cu un copil, știi? Și vreau să zic că, uite, și în etapele, în perioada în care mama era așa mai, cum să zic, mai imediat, jap, nu stătea la discuții, deși sora mea nu o și-a luat bătaie. Și sora mea a fost foarte liniștită. Ea cumva își trăia prin mine tot. Tata era cel care ne scotea, ne acoperea mereu. Tata era cel care se băga. Sau țin minte că odată am luat o bătaie, era micuță cu un făcăleț, știi? Și tata se băga și săracul era el vânăt pe mână, că mama dădea în tot ce prindea, știi? Nu mai știu ce am făcut. Îți dai seama că mi-o meritam, că eram și eu bătaia cu făcălețul și cu oameni. Cum să nu? Dar tu copilului tău i-ai aplica regimul? Nu, și uite, îți mai zic un lucru, uite, acum când îl cer pe Vlad, sunt situații în care îți dai seama că trebuie să mă impun, că nu pot să las după și el. Și trebuie să crească un copil cu reguli, exact, nu la voia întâmplării. Și ridic tonul, știi? Și începe mama. Hei, așa se crește un copil? Serios, adică eu, pe mine am mâncat bătaie zilnic, nu spui că nu cumva să ridic tonul la Vlăduț? Da, draga mea, dar acum se crește un copil altfel. Îți dai seama, fiind bunică e un muiață. Se spune că bunicii își iubesc bunicii. Cei care au fost părinți își iubesc copiii și i-au iubit dintotdeauna, dar se zice când ești bunic, parcă de două ori mai mult îți iubești nepoții. Deci tata este un tip foarte înalt, foarte masiv, tu îl cunoști. Și să-l vezi când se face ursuleț prin casă cu fetițele lui sora mea și cu Vlad. Joacă pe roluri. Da, ceea ce cu noi, săracul, nu că n-a făcut, că nu ar fi vrut, nu a avut timp să... Știi cum e, când ești părinte, ești mai agitat, nu ai răbdarea necesară, nu așa când ești bunic. Tu știi ce zic, pentru că părinții tăi sunt minunați și se ocupă de copiii tăi, trup și suflet. Așa este și le mulțumesc deja eu. Se schimbă lucrurile, știi? Și cumva tata... Uite, bine, Vlad, na, e băiețel, dar sora mea are două fetițe. Și ca să vezi culmea, știi? Cea mare, identică, sora mea. Cea mică, Elisa. Identică, până nu iese cum își dorește, până nu se enervează, își plânge, zbeală, își dă, are părul bucreț, știi? Deci își dă buclele din... ca personaje în ele. Identice.
Și la un moment dat, ea, sora mea le dădea două bomboane, una lui Ana și una lui Elisa. Elisa o mănâncă pe aia și o mănâncă și pe Luana, știi? Și Ana vine, mami, mami, Elisa mi-a mâncat mamana și zice, măi, dar ce îmi retrăiesc copilăria mea, că mi-amintesc că așa făceai tu și eu îi zic, păi tu stai așa până îți mănâncă ea bomboana, tocmai am arăt. Oricum copiii din doi, clar, nu sunt, sunt total diferiți. Din aceeași mamă, din aceeași butică, dar... Oana, dar pe partea carierei, câte compromisuri a trebuit să faci să ajungi artistul de astăzi? Pentru că nu ai o vârstă înaintată și totuși ești un nume de referință, și nu mă refer aici numai în zona Maramureșului, ci și ca artist, ca om plăcut publicului și cu melodii care te reprezintă. Da. Singurul compromis pe care îl fac, nu eu, toți artiștii, că vrei, că nu vrei, trebuie să faci un compromis. Când? Când apari la televizor, când apari în fața publicului. De ce? Nu mereu ai starea necesară. Se întâmplă să fii supărat, se întâmplă să fii trist, dar tu trebuie să zâmbești și trebuie să faci omul să se simtă bine. E greu să ai dubla personalitate, să spun așa, în situațiile acestea? Nu știu, la mine cred că m-am obișnuit și așa încât nu mi-e greu. Și cred că anii ăștia care au trecut peste mine și așa m-au învățat să fac lucrul acesta și parcă vine din reflex, parcă eu efectiv intru în scenă și mă rup de tot, gata. Știu că trebuie să zâmbesc, trebuie să cânt, trebuie da, să eu fac cred că asta are multă legătură și cu dorința și plăcerea ta de a-ți sluji, între ghilimele, corect, misiune. Corect, într-adevăr. E un respect față de cât e cu popular. Un alt compromis în carieră nu am făcut. De ce? Pentru că dacă ești nevoit câteodată să faci compromisuri, nu știu, ai putea să le faci doar pentru partea financiară. Ori eu, având o familie care m-a susținut necondiționat, nu a fost nevoie. Mulțumesc bunului Dumnezeu. Știi, se spune că tu ți alegi părinții și i-am ales foarte bine, știi? Foarte bine. N-a fost nevoie. Datorită lor n-am avut lipsuri, n-am avut, adică știu că m-au susținut financiar, moral și n-a fost nevoie să fac, dar nu judec pe nimeni pentru că, tocmai ce ți-am spus, am învățat să nu judec. Și eu cred că nu avem niciunul dintre noi acest drept. Niciodată nu poți să știi ce simte omul respectiv, doar atunci când ești în locul lui. Singurul care poate să ne judece este bunul Dumnezeu. Și vom fi judecați mai devreme sau mai târziu, după dar, faptele noastre. Până să devii atât de înțeleaptă și să știi că nu-i bine să judeci, ai avut poate momente în care involuntar sau voluntar ai judecat și tu la rândul tău? Normal. Plus că eu sunt foarte curioasă de fel. Eu am spus că o să mor la 85 de ani, o băbuță foarte aranjată, cochetă, cu buzele roșii, tunsă bob, cu o blană foarte scumpă pe mine, eu așa mă văd. Și când o să mor, nu o să mor de moarte curată și nici de bătrânețe, o să mor de curioasă, de curiozitate. Adică... Deci asta chiar a fost premiera absolută. Da. Acum, știi, mai și râdem că ne prea întristăm. Asta vreau să zic, că a fost momente în care și eu, la rândul meu, judecam. Și eu, dar de ce? Pentru că nu eram suficient de matură. Odată ce tu, la rândul tău, treci prin anumite lucruri și vezi ce simți, deja nu-ți mai vine să judeci pe altcineva. Pentru că știi că e greu. Și am avut momente în care nu mi-a fost bine, am avut momente în care dacă cineva venea și spunea, uite, Oana, ți-am făcut un cântec, o să fie șlagăr, o să fie... Nu voiam să fac nimic. Și nimeni, niciodată, nu poate să te ajute, decât tu singur. Și am un prieten care a făcut și teologie și mi-a povestit o pildă foarte înțeleaptă legată despre un înțelept care stătea în stradă și toată lumea venea la el să-i ceară sfaturi. Și la un moment dat, lângă el, era un cățel care era așezat pe un cui și plângea. Și el nu făcea nimic. Și la un moment dat a venit un om și l-a întrebat. Înțeleptule, tu ne ajuți pe noi, ne dai sfaturi. De ce nu ridici cățelul ăla de acolo? Tu nu-l auzi când plânge? La care înțeleptul îi spune, nu. Asta înseamnă că nu-l doare suficient. Dacă l-ar durea suficient, s-ar ridica singur.
Și asta funcționează și în viața de zi cu zi. Tu trebuie să te ajuți. Nimeni nu este responsabil de ce decizii iei, de ce faci. Dacă ți se întâmplă rău, ba, mi s-a întâmplat rău. Nu. Înseamnă că undeva s-a întâmplat ceva și tu trebuie să realizezi ce nu e bine, tu trebuie să faci schimbări în viața ta. Oana, cred că a fost cea mai frumoasă încheiere a emisiunii pe care ai făcut-o tot fără să s-a spun că emisiunea noastră e la final. Aveam o grămadă să-ți povestesc. Mai facem o emisiune. Deci ai fost deosebită în ediția emisiunii Folclorul sub lupă și îți mulțumesc că ai acceptat invitația și că ai vorbit fără limite, fără bariere și ai, pur și simplu ai povestit. Îți mulțumesc, nu știu dacă m-am uitat la cameră. Pentru că, dar nu mai contează. Hai să zic că mi este foarte greu, că dacă eu nu vă văd și mă vedeți doar voi, eu mă uit în ochii la Viniei, pentru că sunt foarte sinceră și sper din suflet să ne cunoașteți pe toți, exact așa cum suntem, pentru că suntem oameni, hai să fim buni, hai să înțelegem că viața este simplă. Noi suntem cei care o complicăm și să ne iubim mai mult. Și să știți că, de fapt, vreau să mă cunoașteți cum sunt eu, veselă, energică, nu, a fost doar un moment în care am simțit să vorbesc cu tine și să vorbim foarte deschis, dar eu sunt cea energică, cea care umplu pe toată lumea de energie bună pozitivă, și energie pozitivă. Și sperăm că va... Mă simt o norocoasă prin intermediul acestei emisiuni, să știi. Ce drăguț! După ce închidem camera o să plângem puțin. Mulțumesc din suflet, Lavinia, tu ești o persoană minunată. Ești un om atât de bun, Doamne, dacă ar reuși oamenii să te cunoască așa cum ești tu, un om care ajută, un om care se implică în ce face, o mamă minunată, o mamă dedicată, o mamă care, pe care eu, atunci când am cunoscut-o, își plimba copiii prin toată țara, da, la cu alăptat, cu pauze, jos pălăria pentru tine. Te iubesc extraordinar de mult și cu siguranță soarele va fi mereu pe strada ta și pe strada mea. Aș spune eu o poveste, dar o poveste despre realitate, despre felul în care un copil devine un adult cu reușite, despre modul în care ajungi să gândești despre viață și că nimic nu te doboară. Simplitatea omului este de fapt complicată chiar de el însăși. Ei bine, vreau să-i mulțumesc pe această ocazie Oanei Tomoiagă pentru că a fost sinceră și ne-a făcut atâtea dezvăluiri frumoase despre viața personală. Vă invit la o altă ediție frumoasă a emisiunii Folclorul sub lupă, așa cum v-am obișnuit în fiecare marți și joi, începând cu ora 19. Pe curând, dragii mei!